Păi ce părere am? Practic, dânsul a schimbat din temelii toată mentalitatea noastră, toată atitudinea noastră, dânsul a schimbat tot. El a format foarte mulți jucători și eu am simțit asta din plin, pentru că și eu când eram așa mai tânăr, eram mai încăpățânat, de multe ori poate nu eram atent la dânsul când ne explica, după aia am început să realizez cât de... ce om important am lângă mine. Am învățat foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri de la dânsul Neauvi. El ne învăța de felul cum să gândim, ne trimitea tot timpul la școală, ne transmitea să studiem, să învățăm o limbă, două limbi străine, ne învăța cum să ne îmbrăcăm, până și ne sfătuia ce jumătate să ne găsim, iubita, să fim atenți, să găsim o fată serioasă, o fată care studiază și ea. Ei, ne-a învățat, a fost, pe lângă antrenoră, ne-a fost un tată, ne-a fost un pedagog, ne-a fost un sfătuitor. El are poate cel mai important rol în formarea noastră ca oameni și ca sportivi, și a mea, și a lui Pancone, și a lui Lobon, și a lui Dulca, și a lui Marinescu, foarte, foarte mulți jucători formați de dânsul. Eram ca niște mânji așa în jurul lui și el ne coordona pe toți. Bineînțeles, la fel, un rol important a avut prin aducerea celor trei jucători de mare valoare și mare experiență, și mă refer la Mici Arenic, Neluțu Sabău și cu Dănuț Lupu. Și bineînțeles, noi am învățat foarte, foarte multe lucruri de la ei. Și bineînțeles, am învățat ce înseamnă să faci performanță. Am învățat ce înseamnă să ai o mentalitate puternică, o mentalitate solidă. Mi-am schimbat total modul de gândire. Practic aici m-am dezvoltat mental foarte mult. Aici am crescut la Rapid, bineînțeles, sub ocrotirea domnului Mircea Lucescu. E un antrenor care îi voi mulțumi toată viața. Te-a amendat vreodată Lucescu? De mai multe ori. Cred că m-a amendat la un antrenament. Am fost un duel între mine și Pancone și l-am lovit. A fost o prostie a mea, aveam meci cu Steaua peste 3 zile și l-am lovit pe coapsă. Pancone a avut un hematom foarte puternic în perioada aia și mi-a părut foarte rău. Neamice era foarte afectat de chestia asta, că nu poate să-l folosească pe Pancone. Și n-a jucat cu Steaua. Ba, pentru un final, Pancone a jucat într-un picior, pentru că Pancone făcea ce făcea și juca și într-un picior, exact cum a făcut-o de foarte multe ori. Și mai ales când juca cu Steaua, Pancone... Făcea totul să câștige partida. N-ați iubit-o voi pe Steaua foarte tare. Așa am fost educați. În primul rând de suporterii Rapidului. Pentru că și eu am prins așa din spiritul ăsta Rapidului. Am intrat în familia Rapidului. Aici am devenit un rapidist pur sânge. Și conta foarte mult să învingi pe Steaua. Dar să știi, Neauvi, că la... Neamircea Lucescu nu conta foarte mult lucrul ăsta și drept dovadă că asta s-a și întâmplat. Noi chiar am pierdut cu Steaua, dar luam campionatul. Deci 99-2003, noi am fost învățați de dânsul, nu neapărat trebuia să batem Steaua. Noi trebuia să fim performeri, trebuia să performăm, trebuia să facem performanță, trebuia să câștigăm campionatul. Și am reușit. Chiar dacă am ratat și acel titlu atunci în 98, la finalul sezonului 97-98, și l-am câștigat pe următorul, dar am așa un sentiment nu tocmai plăcut, că am ratat la mustață acel titlu.